Salutare, oameni buni, și v-am găsit la un nou video din FS19, cum vă numești. Suntem pe la periferia satului, satul este în partea aia. Eu mi-am făcut o mini fermă aici, unde am avut și un loc, de la bunicu. Suntem la unii niște terenuri, suntem și la semănat, și semănăm, și discuim, după cum bine că vedeam, UTV-ul este pe acolo, seamănă. Belarusul este cu discul de 3.4. Unde am tot mai acolo. Eu am gândit să fac terenurile astea, să fac și mai mari, să am și ce recolta. Așa, dacă nu am ce recolta, ce să mai... Face cu PP3-ul și UTV-ul cu încărcător. Bun, până am pus barle, o să mai pun un teren de wheat. Acum am ambele tractoare pe un singur teren, unul disc, altul seamănă. Oricum, o să meargă repede și semănatul și discuitul, pentru că sunt terenuri micuțe și o să terminăm cât de cât rapid. Acum vedem dacă avem nevoie de vreun disc, de ceva, la vreun om din prensat. Cine are nevoie, am dat un număr de telefon să mă contacteze când au nevoie de o lucrare agricolă. Însă acum nu mai am treabă cu ferma de alaltă ieri sau că am rentat la ea. Am avut niște datorii la bancă și mi-au putut și mi-au luat ferma și mi-au lăsat utilajele pe care le am acum. Bine, ar fi trebuit să dau discul din 3.2, l-am vândut și am luat discul cel mare de 3.4. Dar nu mă supăr. Cum doare din interiorul unui cam strâmb, altui, nici mai. Oricum nu pot, că e șanț. E un fel de canal. Nu, mergem mai bine la discuidea. Trebuie să facem trecerea a doilea. Lasă-i bine. Care termină de... Eu îmi fac treabă cu bătrânul meu universal. Că... Săracul nu are nici nimic. Mergi. Ce? Hai să-l mai lăsăm pe ăsta să mai... Să lăsăm un bucat la 5. Să lăsăm pe ăsta cu discul să... Ce nu știu discul ăsta? Păi, am zis că un preț foarte bun discul. Adică... 25.000 de lei. Sau 25.000 de lei, să spunem, bani vechi. Dar mi-a plătit discul ăsta mult. Plugul în discuții. Ați foarte mult plugul. E interesant așa, nu știu. Așa o mică podă la bătrâni. Mai sunt și bucățile mici de iarbă pe terenul, că
că na, trebuie. Bun, bun, bun. Hai să remenăm o bucățică mică. Așa și cred că terminăm de unit. Trebuie de discul, văd în spate cu discul. Este ora 10:30 în joc. Ne-am apucat de treabă la dimineața de la 8. Ne-am apucat de treabă. Dar sunt lucrurile bine, adică nu mă gândesc. Motorul ne-am că nu am consumat absolut deloc. Bine, o liniuță, n-am făcut mult, o liniuță. De decorațiuni. Bă, dar unde era am? Bine, la orice fermă trebuie și un carcer de ăsta. Așa, dar mi-am pus și carcer ca să spălăm și utilajele. Bun, hai să mai avem bucata asta mică de arătură, îi dăm blană în continuare, că trebuie să o luăm înainte. Să aibă tractorul cu discul ce să lucrezi. Dar mie nu-mi place că nu iese drept terminul ăsta, sunt strâmbe, nu știu. Sunt cam strâmbe, nu știu. Dar mă rog, mă rog. N-am nici cum să îndrept, că dacă îndrept, mă duc în șanț. Deci, cam așa vine. Și eu ar trebui așa vine. Măcar să le îndrept un pic, așa, ca să fie cât de cât drept, dar nu prea văd mare brânză. Și până aici. Bun, bun, bun. Hai să... care să fie cât de cât drept, adică cât fac eu lucrarea, adică... Hai să punem și trapezul la lucru. Să văd că s-a mai îndepărtat belarusul și o să-l băgăm la lucru, până să se mai în continuare, cu ușor. Cu 4-5 momentan nu prea am ce lucra. O să am, dar nu acum de lucru. Așa, Starling X. Așa, mic. Gata. Am cam făcut o prostie, dar asta este. Pod, da? De unde pod?